prezența este 100%. Așa? Să... Sun, vorbim procesul verbal în ședință. Procesul verbal în ședință, atât. Da, aveți ceva de... Dacă zice o obiecție. Atunci, votăm. Cine pentru? Contra cineva? Sau să nu? Vă mă întâlnesc frumos. Da, ce vorbim la primastră de cărnea de zi, nu adificări. Și după aceea... Da, ordinea de zi, are câteva mănânturi, trei cutele de trei. Cine e pentru? Program privind desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Local a Sâmbu, ziua 29 august 2019, ora 14. După constatarea prezenței majorităților consilierilor locali, președintele de ședință declară deschisă ședința Consiliului Local de astăzi. În continuare, primarul comunei s-o prezintă ordinea de zi. Ordine de zi a prezentei ședințe. Analizarea, avizare, efectuare de amendamente pentru proiectele de hotărâri propuse spre dezbatere în ședința Consiliului Local de astăzi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al comunei Asău, inițiator primarul. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și devizului general la obiectivul modificare soluție șarpantă la imobilul de destinație complex comercial P+1, în care ne aflăm. 3. Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de organizare și funcționare aparatul de specialitate al primarului comunei Asău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local 94 din 20-12-2018. Trebuie umblat la transportor, pentru că am intrat în posesia unui autocamion basculantă. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local venitul și cheltuieli pentru anul 2019, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali și persoanele cu handicap grav pentru semestrul 1-2019. În ordinea de zi stabilită mai înainte, mai acum câteva zile, urma și la 6 probleme diverse. Între timp se modifică ordinea de zi și venim cu propunerea la 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Asău în Consiliul de Administrare, Administrație a Școlii Gimnaziale Asău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de acces pe drumurile comunale din Comuna Asău, județul Bacău, a vehiculelor și utilajelor ce transportă gunoi de graj din gospodăriile populației la platformele de stocare private. Inițiator primarul. Și la 3, după aprobarea președintelui de ședință, dă cuvântul domnului. Da, 3 este grupul sanitar de la școala Cucioșului. Da, dar nu e sărit. Nu e sărit, e făcut astăzi și nu am mai spus-o nouă. Da, e făcut, da. Proiect de hotărâre privind construirea unui grup sanitar la școala Păltiniș, la grădinița de la Păltiniș. A, se vă dăm ordinea de zi. Da. Se vă dăm ordinea de zi, vă rog. Cum se vă dăm? Uite așa, cu două decizii. Cine este pentru? Cine e pentru? Aha. Păi da, e cine e toată ziua să spună același cuvânt. Absolut. Pe asta trebuie. Dar dumneavoastră n-ați ridicat mâna. Poftim? N-ați ridicat mâna dumneavoastră. Sunteți de acord sau nu? Nu e de acord cu ordinea de zi. Să ne numărăm dacă ieșim bine, dar vreau ieșim acum, propunerea mea este, pentru că avem și musafiri invitați, musafiri, da, pe doamna Simona Andrilea, și pe domnul Ionuț Merușcă. Dacă stabiliți, întâi să auzim. Nu, poate și poștine. Nu. Vreau să avem mai multe lucruri. Poți fi așa la unul, dar durează mult. Nu. Da, la ce vă dați? Da. Atunci ai dat cuvântul, doamna. Până ziua de mine am revăzut. După cum vă spun domnul primar, știți că este Simona Andrilea și am venit la inițiativa organizatorilor și să spun la domnul primar, la primărie, la conducere, să vă ofer o listă în desfășurător pentru organizarea zilelor Asăului. Tot le-am tărăgânat, tot le-am întins.
Eu, sincer să fiu, am vrut să facem o zi, însă am luat legătura cu domnul care are scena, luminile și sunet și tot și mi-a zis, doamnă, eu nu pot să vin, nu vin nicio, la nicio activitate de genul ăsta pentru o zi, pentru că mi este foarte greu. Scena are 28 de tone, s-o aduc, s-o asamblez o zi și jumătate, s-o las o zi și după aia încă o zi și jumătate, s-o desasamblez, nu pot, n-am cum. Cei care sunt comercianți, la fel, doamnă, cu tot felul de urzoi, grătare, eu știu, acum toate mai sunt cum erau acum 20 de ani, toate sunt profesionale, le aduce de pe la Zlănic, de pe la Bacău, nu, la fel mi-au spus că nu. Și atunci, cu organizatorii care vreau să-i numesc, este domnul administrator al administratorului. Mă rog, cel care se ocupă de ansamblul comună a Sămânilor, Costel Gherasim, și cu Florin Lupanu, care dânsul este domnul cu scena, cu regia, cu tot și cu comercianții, v-am dat, nu știu dacă aveți fiecare desfășurătorul, am spus așa, dar am luat legătura cu doamna directora școlii a său, i-am spus și când s-a zis că da, într-adevăr, ideea este bună, să implicăm și copiii noștri, că avem și noi copiii, chiar dacă sunt mai mici așa, valoroși, are și un ansamblu micuț așa format. Am luat legătura și cu doamna profesor educator de la Băltiniș, Camelia, care mi-a spus că și dânsa poate să vină cu copiii, deci aș vrea în deschiderea pe 28 să aducem acești copii să îi vadă toată lumea. Și restul v-am pus pe hârtie cam care sunt artiștii care vor lucra pe scenă, pentru că așa una, două nu pot să-i adun, mai ales să fie și la un preț destul de rezonabil și să aibă și un nume. Să știți că eu m-am gândit să organizăm aceste zile nu pentru cei plecați în afară, pentru că din ce în ce observ că ei oricum vara nu mai vin în coace, sau dacă vezi duc în concedii și nu vin pentru aceste zile al Săului. Ele au fost organizate și în iunie, și în iulie, și în august, și în decembrie, adică nu... Ca și locație, am văzut locația și am fost ieri pe stadion, să vă arăt pe mai exact domnul primar, și în afară de ceea ce mă gândesc că mai strângem de la comerciant și mi-am asumat că o să aduc și niște sponsori, v-am trecut și o sumă ca să știți despre ce este vorba. Ideea este în felul următor, că aș vrea dacă se poate, nu știu prea bine cum să îi cu legea asta cu administrarea, cum mă pricep, să ne dați un răspuns destul de repede, pentru că după cum vedeți, avem niște artiști cu nume și dânsii vor contract plus avans. Pentru că, na, din păcate, astea sunt vremurile, nu mai avem cuvânt, nu putem să garantăm, indiferent că am sunat eu sau a sunat altcineva, nu poate să-mi țină loc ocupat, ăsta e să vezi că venim la său. Ideea este că eu aș vrea... Într-un fel sau altul știu, din postura care o aveți, sunteți jumătate cu băieții locuitorii, au atâtea nevoie, așa este. Unii vor zilele Săului, alții nu vor, că să cheltui bani, că nu să cheltui, că sunt, că nu sunt. Că să duc, ar trebui banii ăștia să duc în altă parte, așa este, într-adevăr. Acum, dumneavoastră, sunteți cei din măsură, dar mă gândeam așa, că și așa situația din țara asta este cum este, și politic, și financiar, și din toate una peste alta, măcar într-un fel sau altul să putem să repet ceea ce aportul meu care este aici este doar de muncă, eu n-am nicio treabă, nu fac pe numele meu, nu găsesc niciun ban. Dar asta e alegerea dumneavoastră. Domnule primar, eu cam am terminat ce aveam de spus. Aveți Da. Ce să zicem? Îi mulțumim lui doamna Simona că se implică și că și timpul e valoros și adică a pierdut timpul pentru a ajunge aici. Dar, având în vedere că e nevoie de bani, banii așa nu sunt. 650.000.
Dacă dumneavoastră aveți o sursă, ne bucurăm. Dacă credeți că puteți găsi niște sponsori, comercianți, ăștia sau... Da. Avem nevoie de bani la podul, inclusiv la dumneavoastră, că acum... De spune, zona mea, de dumneavoastră... Pe care treceți dumneavoastră? Da, vă scuzați că vă întrebam să vă dau doar o sumă ca să vă faceți o idee de... Doamne, 650 milioane... Da, eu v-am spus că încerc de... Dacă vă întrebați, lăsați-vă să vorbesc. Încerc să aduc sponsor. Dacă mă lăsați să vorbesc. Pentru că vreau să vă dau sumă ca să vă faceți idei cu sponsor. Da, într-adevăr, eu încerc și am și vorbit pentru sponsori ca să vă faceți o idee direcția 5. Prețul direcției 5 este 5.000 de euro. Deci diferența, dacă faceți un calcul la tot, să vedeți că da, într-adevăr, am vorbit cu dedemanul, mi-a promis că, dar nu pot să aduc, nu pot să recuper, să mă încadrez în suma asta. Protocol, restul, mă rog. Păi tocmai despre asta e vorbit noi. Noi avem acum la grădinița Pătrinie și acum jumătate de oră am vorbit cu doamna educatoare de acolo. Domnule, ce faceți? Mai avem o săptămână fără 3 zile până începem școala. Noi nu am făcut grupul sanitar, nu are bun să ducă copiii la WC-ul. Noi nu avem 650 milioane, vă dați seama, e o sumă enormă. Mâine dimineață vine constructorul, da, să vadă. Și noi, de la, în anii trecuți, avem experiență așa, anul trecut, că a venit maxim 200 de persoane și prima zi și a doua zi. Avem exemplu Comăneștiu, care deja a făcut în atâția ani până acum și a fost frumos. Tot din cauza banilor, bănuiesc, că ăsta e motivul, bine, al României. Nu, din cauza vremurilor. Da. Sau cine știe, dacă găsiți o sursă de finanțare, găsim sponsori, găsim cu cea mai mare plăcere, noi suntem eu, personal sunt de acord, dar nu vorba de bani. 650 de milioane, eu sunt la urmă. Păi nu, dar doamna mi-a răspuns. Da, da, vreau să spun pentru că eu am vorbit cu direcția 5, e pe 28 cântă la Arad și de acolo vin la noi. Deci, și mi-a spus, te rog să-mi spui până diseară, pentru că am cerere la Timișoara pe 29. Să vedeți seama, cum e răspuns, trebuie să dea consiliul local. Păi tocmai. Referim, iar consiliul local, după cum se spune, nu sunt bani. Păi, de asta vreau că, da, nu știu, domnul primar, domnul Vici, știți bugetul? Banii, știți, pentru că... Adică, să spunem, da, adică e vorba că ar fi o activitate necesară. Dar te întinzi cât poți. O activitate necesară e, ar fi printre puținele distracții care le pomeni. Nu știu, am avea până atunci că Comănești n-am făcut și... Dar, vedeți dumneavoastră, toate scumpe. De exemplu, uitați, am o scurtă deviză, numai ca să transformăm complexul acesta într-o primărie și cu alte spații de necesitate, ne costă 27 de miliarde vechi. Deci 27 de miliarde. Așa, 2.715.000 lei. În bani noi. Deci 27 de miliarde și ceva. Asta e o cheltuială care tot nu poți acoperi într-una și poate să meargă în doi. Prima parte, fața în urman, alta în mai. După aceea, am avut în cazul că în timp ce, după ce am semnat contractul de finanțare pentru canalizare și extindere de apă în satele comunii, s-a dat o ordonanță de urgență prin care salariul minim de economie să fie de 3.000 de lei. S-a dereglat întreaga... În construcție. S-a dereglat suma față de ce s-a stabilit în licitație. Dacă a mai rămas ceva, Ministerul Dezvoltării ne-a aprobat să completăm la suma aia, dar ea ca nu se acopere și a trebuit să mai stabilim niște bani pe care mai nu i-avem toți de 10,8 miliarde de lei, deci 1.008.000. A mai venit și situația podului de la Pârâul Socilor și ea tot la fel, modificându-se salariul constructorilor în perioada asta, iar nu ne-a acoperit mai mult și acolo 1.300.000. Adică nu era voință. Eventual, nu știu, dacă s-ar putea ajunge la o zi și aceea să rămână jumătate
ca o serbare câmpionească, păi da, până la voi și lumea la biserică. Da. Lumea la biserică. Pe aba, să încearcă doamna Irina Basanu, să cunoștem o pic de rău. Irina Dărlău cu doamna Chiriluș, dar eu spus că organizează, ei pregătesc o masă, pregătesc... Da, efectiv, doar noi, dacă putem să iertăm cu un transport, dar nu spune nici problema de bani. Să facă acolo. Foarte bine, dar nu susținem, da. Da, pe dialog. Mă rugat, părere, că nu-mi dispozați, fac plăcerea. Cu cea mai mare plăcere, dacă nu-i vorba de bani, putem, cu ce putem, ducem generatorul de curent, ducem, știu eu, utilajele noastre, dar dacă nu-i vorba de bani, aici ai problema. Nu, dar să știți de ce v-am spus de prima dată, eu am putut toții, însă domnul nu știe la clar. Până la urmă nu contează când zic că e două, e vorba de sumă și aici. Da, păi tocmai asta e că, ca să poți face două zile, trebuie să aduci artiști, da? Următoarea zi, iarăși poți, că nu poți să aduci... Deci nu poți să aduci nu știu pe cine, trebuie să aduci niște. Și să știți cât e, de exemplu, Iuliana Cobar sau asta, Anesia, vine tocmai de la, Anesia asta vine tocmai de la Concești. Noi dau, am trecut-o acolo cu măcar un milion de motorin, de benzină, cu aduci părinții. Nici nu pot veni copilul în zi, doamne, nu vreau nimic, nu vreau niciun bani. Dar strădintea la 500 de lei, adică eu ce să-i spun, nu? Zic, domnișoară, da, vină, măcar motorina ți-o plătesc. Copiii ăștia vin, vine de la Moinești, vin de la Agăș, cântă. Trebuie să le, am vorbit cu Purpuriu, doamnă, stați reștită, 200 de bidoane de jumătate de apă, plată, vă pun eu la dispoziție fără niciun ban. Iată, deci, am mai scos ceva. Da, și mă bazez că am mai scos de la comercianți ăștia, da. Dacă puneți cena 150 de milioane și cu direcția acești 250, deci, s-o făcut suma. La mine a zis cu denunța la scenă și la direcția 5. Da, și la direcția 5. Și la direcția 5. Și la direcția 5. Cine să-ți spune? Au că în afara asta, v-a spus că nu ne dă apăvare pe scene improvizate. Păi vă dați seama că pe lângă ăștia 65 de mii, eu știu că exact așa vă și n-am trecut. A fost trecut o sumă în asta și le-a autorizat. Nu. Domnul Vice, aceasta este suma bătută în cuie. Deci de aici încolo nu se mai adaugă nimic. Suma bătută în cuie care doriți dumneavoastră. Da. Dar după aceea o să trebuiască autorizații de la... Nu. Pe noi ne privesc autorizații. Deci eu scot autorizație pentru că se ia... Păi, dar de la ISU, la urma urmei, dacă îi punem 200 de participanți, nu mai trebuie. Da. Da, nu să da. Și toate spun la bani. Eu zic, părerea mea e, mai gândim în timpul ședinței și spre final, la diverse, să stăm de vorbă. Unul zice, și doctorul Chirul, când îl operează pe unul, nu cheamă familia să vede cum arată. Bă, unde ușor să doblăm, dar nu se poate. Nu, băi, adică nu, e foarte clar, ați spus da, semnăm pe domnul Gerasim, pentru că nu așa, eu de seară până am sunat pe direcția 5 sau pe cei care vin, la mine cuvântul e cuvânt, vă dați seama că eu fac lucrurile astea și am organizat și la Dărmărești, la mine nu există... Mă spunea cetățeanul care vine. Da, domnul Florin. Ați văzut la Târgu Turoduș, vorbim cu primarul, da, domnule, facem afișe, facem aia și la un moment dat îi spune, păi, dar nu a aprobat Consiliul Local. Păi, tocmai, nu așa, nu așa. Pentru că vă dați seama... Eu zic să o lăsăm la final, care să o întrocim aici. În principiu, treaba e cam așa ca... Păi, și vă dați la final, la final, nu vin mai. La final, la final, la final, la final, la final, la final. Cum ați sucit problema? Da, dar nu ați sucit problema. Dar zic, trebuie un proiect de hotărâri care trebuie să fie avizat din contabilitate, din toate... Executivul, nu poți primi un răspuns răspuns. Dar dacă nu ai știut și sunat ați răspuns. O să vedem în zilele care urmează, voi faceți o analiză în primărie. Nu, pentru mine nu există
aceste zile care urmează. Asta e o problemă. Adevărul e chestia că este și prea scurt. Nici măcar, păi nici măcar n-a fost făcut. Dar noi într-o lună trebuie să le și aranjez să știu să urmă viitoare. Dar n-ai răspuns la ce vreți. Vinovat nu doamna de pe scurt. Pentru că întotdeauna când să te repezi, ce facem din bani? Și tot, te apare. Dacă eu vă las acum și se face proiect și luna viitoare votați, după aia se poate face o extraordinară și vă dați seama, prima săptămână, aș vrea să mă înțelegeți și pe mine, că știți cum e, artiștii ăștia au și ei contracte cu de alții, mai, adică nu pot să stea la, după noi, după mine, adică că pe dumneavoastră oricum nu mă privește. Și repet, eu lucrez cu ei și nu vreau să-mi pierd credibilitatea, că stai să vezi, îi spun din seara încă da, și după aia îmi dați bani și fac zilele azi cu banii mei. Da, exact. Da, am făcut cei mai aici. Cu doamna Roșu, cu ce am zis cu da, am bucat discuția. Hârtiu sunt, vot nu avem ce da, mai la cunoștință ne gândim, vă gândim să nu se da, am pus aici, mă ales, da. Vreau mai la finalul ședinței să auzi pe față. Ce vrei să-i spui dacă n-ai proiect? Ce vrei să-i spui dacă n-ai proiect? Faci un mini proiect, faci ședința extraordinară de cel de ziua. Și mai de vreo de joi să o să avem exact. Faci este un an și bani bun și ceva. Adică în condițiile astea, Consiliul să stabilească dacă îl scoate la închirierii sau la concesiuni sau nu îl scoate. Păi de ce să nu îl scoate? Nu m-ați înțeles. Nu, aici apare problema, primăria trebuie să stabilească... În condiții, da, Consiliul stabilește... Interesul care îl are puterea respectivă, da. Îl scoate sau nu îl scoate. Nu, dar pentru asta este un proiect pentru ce nu s-a făcut. Pentru că nu spui omului că are primăria nevoie. Eu trebuie să nu te ne acolo. Deci concesionează pe 25 de ani. Păi asta e ideea. La noi când va veni o hârtie în Consiliu, o aprobă să nu... Domnul Mierlușcu o mi se spună că dumneavoastră a vorbit cu domnul Angheluță. Vreau să ia partea aia din spatele lui Profi
cu scena, cu nu știu ce, demolată, e cine da, acolo, să facă magazin de electrice, de fitingara, de tot ce pentru instalații sanitare. Și afară se poate să tragă mașina, se poate să depoziteze eventual BCA. BCA, cărămit, de toate. Cum e la magazin pentru material. Nu ți-ai terenul în firea de distanță. Faci pași, nu ce știu. Omul m-a spus. Da, ca o discuție, ca să... Da, eu am zis. Ați vorba să vedeți timp. Da, știu. Pași, să fie drum și dacă ați fi foarte drum. Păi, se poate este un minim și un maximum care poți să-i oferi direcții sau să-i vrea să vină în 5 ani. Tot administrativ scrie până la 49 de ani, așa scrie. Deci putem, da, 5 ani cu prelungire la solicitarea aia. Dar nu e 5 ani, dar nu e 5 ani. Dar nu e 5 ani. Dar nu e 5 ani. Automat, dacă o să fie înșitoare, când nu se trebuiască cu genul primăriei, cu siguranță, ne adaptăm și începem să facem orice faci. Din acolo rămâniți doar magazin de picolare și rămâniți. Dar inițial nu trebuie pentru descărcare, că avem mai multe situații. Nu trebuie să facem orice faci. Domnul Berger, și rămâneți? Vă mulțumim! Cu siguranță și eu vă mulțumesc! Hai, dați-i drumul! Hai să continuăm! Da! Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului în domeniul privat al primăriei Sălătate! Numai bine! Se completează anexa numărul 4 la hotărârea de Consiliul Local 45 din 27.04.2017, bunuri ce alcătuiesc domeniul privat al comunei Său, terenul sata Său, în poziția numărul 25, conform anexei ce face parte integrantă din prezentă. L-ați... Da, mai aveți ceva de adăugat? Am și până la vot. Adică e vorba de teren, curs, clădiri, consiliu. Tot, dar poate să uite cineva la fel. Să știe. Supra la complexul comercial. Cine e pe se abține cineva? Mulțumesc. Da. 2. Proiect, da, sunt ordine, proiect de hotărâre privind rectificarea, completarea regulamentului de organizare și funcționamentul. Așa că vedeți cum sunt eu. Deci, 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de vis general cu obiectivul modificare și soluție șarpantă la imobilul cu destinație complex comercial. Pe aveți ceva de discuție, aveți completări, ceva? Nu? Atunci supunem la vot. Supunem la vot. Mulțumim. Al. 3. Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului. Așa. Aparatul de specialitate al primarului. Se aprobă reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare din aparatul specialitate al primarului comunei Său, în conformitate prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. Se aprobă completarea regulamentului cu atribuțiuni noi pentru compartimentul întrețineri drumuri și poduri, forma completă a regulamentului fiind prevăzută în anexa ce face parte. E vorba de noi am achiziționat un autocamion care se folosească la întreținere de drumuri. Da. Și ca să intrăm în legalitate, trebuie să... La proiectul respectiv, aveți ceva de adăugat? Nu? Atunci o să pun la vot. Cine pentru? Mulțumim. Un proiect de hotărâre... Ăsta e, nu? La 5. 4.
proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistență. Doamna Cristina, rectificare. Rectificare. Păi la 4. Da. Privind regulamentul de funcționare. Aici la regulament de 2. Da, rectificarea bugetului local. Da, așa. E vorba de o sumă de 12.000 de lei care ne-a venit de la bugetul statului. Se aprobă rectificarea bugetului local, bugetul local și cheltuiel pentru anul 2019 cu suma 12.000 de lei la capitolul A65 la învățământ. Știți dumneavoastră că mai trebuie să imediat să construim un WC până la 1, până 15, cel mult. Din partea Ministerului Învățământului o sumă de 53.000 de lei. Din discuții cu cel care a făcut devizul și măsurătorile și toate, mai ne trebuie bani. Ocazia că la rectificare am aceleași 3.000, 530.000. La rectificarea de care v-am spus, 12.000 de lei trebuie să-i așezăm peste și mai nu ne acoperim. Mâine vine constructorul, deci intră WC-ul propriu-zis, Două cabine de WC și bol. O fântână de forat și hidrofor. Intră o fosă septică modernă care să o îngropăm acolo. Deci să avem unde. Da. Mai aveți ceva de vorbit la acest proiect? Nu. Se votă. Așa. Proiectul pentru. Nu votăm? Zis să dai mai mulți. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenți personali. Unii, doamna Cristina? S-a studiat. Ce s-a studiat? Doamna Cristina pentru mine. Știți toți. Da. Bine. Și pune la vot. Cine pentru? Mulțumim frumos. Acum avem proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanței în Consiliul Local al Comunei Său în Consiliul de Administrație a Școlii Generale a Său. Aici rămâne ca dumneavoastră să propuneți, înainte era până astăzi sau până când se aprobă. Pe planul școlar anterior a fost domnul consilier Tăzăuanu și domnul viceprimar din partea Consiliului Local. În ideea că domnul Tăzăuanu a lucrat cu școală, a fost maestru instructor la liceu. Iar domnul viceprimar e cel care... Și acum am venit propune, vreau tot ei sau ce? Cum stabiliți, domnul școlar? Noi am stabilit la... Aici pe domnul Puriu. Așa. Și dumneavoastră, celălalt de comisie... Pe domnul Luca. Pe domnul Luca. Copiii la școală. Cu cine? Pe domnul Luca. Am doi se pare că vor rămâne consilier și anul viitor. Da? Unde e nici? Unul dintre ei sigur, nu-i dau unul, nu? Păi doi trebuie, nu trebuie mai mult. Păi și atunci punem doi vicii, nu rămâne, dacă tot cu școala, fiecare sigur. Păi bine și de mâine și de mâine. Vicii au propus o comisie unul. Păi am doi să ne vicii și da, cum eu stic era la doi să-și poate ori că și să ne-au. Doamne, olea, că faceți liniște, că nu, eu corim greșit. Viceprimarul care până la urmă se ocupă de școli, împreună cu mine, nu poate să fie de, prin efectul nu știu cui. Nu. Ori îl delegați într-unul din astea două posturi, ori nu îl delegați. Da, dar unii, el și cu unul din băieții ăștia doi. Da. Am doi liberali și sunt așa unul dintre ei. Și așa se ocupă de școli viceprimarul. Păi sigur. Iarăși politizăm absolut totul, că dacă am doi liberali, nu
o să fac o bază în Consiliul de Administrație. Doi vrei scrie aici. Nu, domnule, două locuri aici. Hai să vedem. Împărțim noi în două liberale, două, ce facem acum? Să-i așa, azi ești bine. Mata știi că eu te-a sucul mereu. Vicii rămânea, zici și unul dintre ei doi. Nu mai în curs sau... Hai să pune la lor. Dar nici ce vor, e treaba cu la lor. E grupul politic al lor. Atunci, luați-o tărere. Și acum ce facem? La urmă sunt cu ele. Stați-o rea, votăm pentru ori pentru domnul Cui, ori pentru noi. Lasă pe domnul Cui, eu din la lor. Hai să vă spun, domnul primar, de ce și-am venit eu, Jean-Marc? Domnul președinte, domnul Cui e pensionat. Are mai mult timp să fie pensionat la domnul de școli. Și și-o pensionat, tânăr cu trans din greu, da. Da, atunci am venit domnul Cui și am venit. Dacă suntem de acord, pot să și vă. Cine-i pentru domnul Cui? Cine-i pentru domnul Cui? Păi, dar care nu mi-e spune. Fiecare și-a dat cum să-l aleg eu de la Zărbăra, dacă sunt copilul meu, Cine voia? Școală, domnul Puiu are un soții, care voia? Ei trebuie să discute, care ar să fie. Mergeți la război și vorbiți un pic, două minute și veniți la așa. Mai ce mă le-a spus? Hai să ne înțelegem, mă, cumva, hai să ne discutăm. Dar noi am fost o comisie, poftim, noi suntem de acord să fie tot domnul Puiu, cu comisia noastră. Iau pe comisie. Comisia noastră nu. Da, noastră au propus pe... Dar cel mai onorabil era formațiunea politică să-l stabilească. Da, domnul președinte. Mai tot să o pune la vor. Fostul președinte, domnul Vecu, a trebuit să intervine în cazul ăsta. E doi. Domnul președinte, ce facem? Ce facem? Auziți, domnule, eu vă propun așa. Comisia noastră administrativă l-a propus pe domnul Puiu. Domnul președinte, supuneți la vot pe domnul Puiu și vedeți dacă știe ce să facă. Da, Trebuie ținut cont că ce comis consiliile de administrație la școală sunt dese, nu domnul Dăstăoan? Asta știi. Sunt cam în fiecare lună, se desfășoară în timpul programului, se desfășoară la ora 12, la ora... Deci, într-adevăr, cei care participă. Eu am ideea asta, zic și eu, că domnul Dăstăoan s-o poate la ora 12. Dar trebuie să știi.
Și în dezbăt complet, da. Păi și eu să... Pasul următor. Reprezentantul meu numai că lipsesc eu. Dar el ca pe ziua are nevoie de oameni, are nevoie de curăție, are și nevoie. Doamne, ce vreau? Dați-i o interpretare. Nu este interpretare. Primarul sau reprezentantul primarului, așa spui. Deci în lege spune clar. Consiliul de administrație primarul sau reprezentantul lui. Da. Și ori, la nivelul școlii gimnaziale sau care are un consiliu mai mic, poate din 7 sau 9, ori un reprezentant al consiliului local. Deci un consiliu. Păi alegeți unul și gata. Și s-o alegeți. Eu vă vizia noastră, am văzut pe domnul Luca, fiind alți copii la școală, este mai apropiat. Bășco, și nu intră nici primarul de unul. Păi reprezentantul meu, doamne, nu este. Păi dar reprezentantul meu, că nu mă duc eu, domnule, ce tot, ce seamnă? Nu poți chiși tu și reprezentantul. Nu, dar îl delegi, dacă nu vrei să-l legi. Nu să nu mă duc, mă, la ședință. Păi ce, eu sunt băcari? Sunt primarul comunii, trăiesc eu. Da, că se întâmplă ceva și așa trebuie. Dar el rămâne preocupat consilier. Păi merge ca anul trecut. Păi, dar tu nu ai, că nu te închizi. Păi, gata, supune-l. Supune-l la voi. Domnul Vice și domnul Rău. Nu că e Luca. Ce ne pierde? Da, da, da. Ce se mai face? A doua, așa, da. Și apoi dacă domnul Luca lipsește odată, două ori, ce nu? Dă-mă afară! Păi, e statutar consiliul cu ceilalți. Bine, altfel. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind condiții de acces pe drumurile comunale din comuna Său cu vehiculele de transportă cu noi de graj din gospodările proprii la platformele de stocare private pe izlazul comunal. Deci, ca să obțină autorizație de construire pentru aceste platforme, îi trebuie, până la urmă, Bacăuschi, trebuie și un document, o hotărâre de Consiliu, că poate să cerului și care sunt condiții. La Asociația Crescători de Animale. Balea să fie. Da. Și-o pune la voi și pe acesta. Aveți ceva de adăugat, ceva mai frumos? Nu, putea să pune la vădă. Cine pe aia? Mulțumim frumos. Mai avem unul? Da. Un noi proiect de... Proiect de hotărâre privind amenajarea grupului sanitar la grădinița cu program normal din comuna Său, sat Păltiniș. L-ați citit, se aprobă. Da. Am spus cum ești cu banii. Din documentație și devizul de lucrări cu TVA, cu totul, 72.181 de lei. Documentația se scrie școala de Pălciuliș sau grădinița Pălciuliș. Da. Mai avem ceva de adăugat la acest proiect? Nu, atunci ce vădăm? Cine pierde? Cine? Aici, trebuie să mă obțin. Nu mai spun ceva? Acum avem cine vrea să scrie la diverse. O, vreau să spun o singură chestie, dar nu mă obțin așa. Doctor? Domnul Luca? Ce? Domnul Luca? Domnul Ciobanaș. Ciobanaș. Atunci, cine vrea cheam? Domnul Luca. Câteva? Da. Vă mulțumesc. Vedeam cuvântul meu, domnul Luca. Eu ce vreau să zic, n-am neapărat discuții mari de făcut. Voiam doar, uite, discutam cu colegii aici în Tucan, care domnul primar a spus sumele necesare pentru reabilitarea acestei clădiri. Și-s convins că nu rămân la 2.700.000 lei. Că sunt clar, vor să mai ridice fără niciun fel de problemă și nu o să facă nici în 2 ani de zile. Cred că nu o să avem bani. Era o retorică, dacă vreți. N-am fost de acord să cumpărăm clubul. Bine că, bun, pentru Palatul Ghica din spitalul de la Comănești, jos pădăria, ar fi putut să cumpărăm clubul cu o sumă care, până la urmă, cred că am fi scos, la 250-300 de mii de euro, care reprezenta jumătate
reprezentat jumătate din banii pe care ar trebui să-i punem aici. Iată ce s-a făcut acolo cu banii de la profi pe care îi puteam închiria pentru 5-10 ani de zile, puteam reface restul grupului și aveam și unii bani. Acum o să băgăm banii noastră să vedem ce funcționalitate o să-i dăm până la urmă și dacă o să fie într-adevăr o primărie să o facem în magazin alimentar. Asta am vrut să vă spun. Dar aia au fost cam în afară ordinii de zi, numai ca chestii, că am intrat noi... Ca și chestii, de, ca și chestii de cheltuială ce o să fie, că n-am putut să ne cumpărăm cu... Și ce clubul nu trebuia investit în Măriel sau cum? Da, ce făcea? Și cu chiria, făcea cu chiria. Și atunci, dacă barajul venea la profi, la ce să mai avem? Reinvestești jumătate. Dar noi ce am reinvestit în formă asta? În afară de... Orice imobil are nevoie de reținere. În afară de studiul de rezistență a clădirii și de proiect, Compania Națională de Investiții îl făcea, cum la Agă și-o făcut vreo două. Haideți să-l vin, Marcă. Să-l vin, că adevărat e necesar. Îl facem în timp, domnul Marcă, nu-ți bate să-i măsură. Faci cum poți. Deocamdată nu stăm în ploaie. Și probabil că o să vină timpul și când vom lua și cum după ăla. O să te rămâi, da, vă mulțumesc, domnul doctor, hai să vedem, domnul Luca. Eu am o problemă. Poliția locală, pentru ce a fost înființată în comuna său? Da. Să facă pază, să te iei direct, să stai două chitanță pe zi, să facă ordine conduse. După legea poliției locale, are alte atribuțiuni. Dar prin hotărârea Consiliului Local, direcția... Dar Consiliul Local nu hotărâ să te iei poliția locală acolo. Schimbați forma de taxare. Asta o poate face primărie, nu știu primărie, schimbi forma de taxare. Stă blocat cu trei oameni acolo ca să-mi dai două chitanță pe zi. Azi nu treci nici o mașină să se doară. Să vorbim de acolo. Eu sunt de acord. Sunt de acord cu asta, dar oricum nu făceau nimic nici înainte. Să vedem hotărârea. Nu făceau nimic. Ce scrie? Știi cum vor fi comuni. Mai faci un... 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 Și ține la acolo, hai de zi. Trei oameni de exemplu. Păi stați așa, mă întreb, eu le țin asta. Trei oameni. S-a cumpărat de voi. Și modelele le se spun eu. Eu trebuie să fost mai multe modelele de asta. Și unii unul. Câți oameni sunt mai multe? Angajarea. Păi și cu unii unul. Cu minimul de cu răpoane. Cu răpoane. Păi tu răpoane unul. Poliția locală. Nu vreau mai vreau. Așa te-a direct prin doamnă. Nu vreau și mai vreau. Domnul Pena, câți oameni sunt blocați acolo? 3. Mă le-a spus de 2. Nu, ești de 2, ești de 2. 3, dar nu, sau mai sunt de nefugat. 3, dar nu mai pui că șătorfan ar trebui de sâmbătă, nu e obligat să facă, dar face. Eu dacă au sărbătoare religioasă. Eu dau sfat. Puniți în discuții și abrogăm aia. Să poate schimba forma taxă. Eu vă spun un lucru. Am scos de la contabilitate. Domn Dorel, acum o lună am scos de la contabilitate. S-a cheltuit 1.200.000 și ceva de lei cu salariile lor. Și am câștigat 800 și ceva de... Întrebarea pe care nu le răspund. Deci nu ne propare nici salarii. Domnul primar, întrebarea care se pune, ce au făcut sau ce vor face la legul dar înainte de taxa asta, ce au făcut? 4 oameni, ce au făcut? Salariile oricum îi plăteau. Oricum salariile îi suportă. Au înțeles, să-i spună pe toată. Să faci un gard, să faci un gard. Haideți să-mi dau un egal, spun eu ce a făcut. Datorită că s-o ocupați, n-ai pe cine trebuie să ducă primarul sau vicele, spui, bă, nene, ai curățat-ți iarba, de curățat-ți șanțul. Dar au fost exemplu. Au trebuit să tundim toată iarba de prin sat, de la Luncă și parte din Asău, tot cu oamenii primăriei. Omul o iesă. Și baltele și altele. Da, eu constabilit dumneavoastră. Asta e un aspect, dar cel mai care toată lumea trebuie să priceam. Cu cât salarii plătit omul ăla care stea în ghiet acolo? Aia da, iar în place să nu dar organizarea încasării taxelor devine un domn primar. Și dacă nu abrogăm, că asta a fost la cap, când noi n-am spus că poliția locală ne-a apărat. Noi am dat un exemplu, ați corectat taxa poliția locală. Poate să domnule, eu când am ridicat problema, că prin legea poliției locale n-are voie să umbli cu banul. Abrogați. Ați uitat treaba asta? Ați uitat treaba asta? Păi, dar că de ce o aruncați la mine? Nu are voie să umbli cu banul, lichid. Poliția locală. Hai să abrogăm. Și v-am pus în capul meu când a fost vorba. Că n-are voie să umbli cu banul poliția locală. Domnul primar, ce nu sunteți de acord? Să dea proiectul și la banul. Dar eu sunt de acord, trebuie. Eu execut ce... Domnul primar, domnul Fici, aduceți la ședința viitoare. Asta cu taxa de drum și să o aproce consiliul local, să nu mai fie nicio taxă pe sus și am terminat discuția asta. Și să va fi bine la buget,
că va fi și mai bine. Poliția locală nu va mai lua niciun leu atunci și toate vor lădui. Dar doar de asta tot câștiga procesul în țară cu... Dar nici nu dat să-și declară niciodată. Și ăsta ar putea să dat bani. Dar nici nu dat să-și declară. Asta e o întrebare. Părerea mea e altă. Stabilim în două trei zile să stăm de vorbă cu societățile care exploatează lemn, să vedem cum l-a luat de la o colbre, cât o tăia și cât mai are. Dar se poate face la poate atât să fie și spun. Da, mi-a luat o colbre, ce-i mai mult, stabilim o tăia de lemn. E 4 lire, e 3, o plătește el. Ce zic? Doar să văd, e zic, e zic, e zic, e zic, e zic, e zic, ai spus că sunt om cu 30 de milioane, că ai spus că nu ai spus. Nu, că e de așa, angajarea a două persoane cu studiul de economie. A fost la dar cu domnul primar. Nu, nu. Era o femeie în paliere. Trebuie... Trebuie proiectul de hotelere. Acum nu mai e poliția pe aia. Nu mai dăm un spectacol aici. Trebuie proiectul de hotărâre. Doamne. Mai bun? Ce? S-o atunci ți-o lea. E? Vedem exact ce scrie. Ce s-o mare organizată? Domnule, stai alea. Mare chiar. Că am plăcut de la urmă. E corul de la urmă. Nu așa face. Să fie acolo. Hai, vedeți voi acolo. Și-a dat. Știți? Hai, e după aia. Mariaș, după aia. Mariaș, după aia. Haideți, domnul Nicodem, domnul președinte, dați-i că mi-i bucură. Dacă vreau să-i depui de fundamentul și să-i spun. Ducându-mă, nu știu pe zilele de astea, să vă ce-ați zis eu. Dar remarcă, vei fraților, hai că suntem în Consiliul Local atunci. Ducându-mă și văzând lucrări la canalizare, nu sunt atât de... Nu sunt eu mare specialist, dar să le depui pe liber. Prima dată și prima dată nu se respectă acea chestie cu patul de nisip la conductă. Bolovan am văzut cât cuprinde. Prima dată ar zice ca cineva să stea acolo un reprezentant. Dar n-am arbitru că le-am verificat, n-am făcut scandalul pe amândoi. Am văzut că trupul roaba pământ din ăsta de viu. Dar la noi niciodată nu o să fie cum trebuie. E o lucrare de amperguri, e o lucrare de canalizare, nu ca atunci când din conducta de apă poate să fie și în vopuri și în gânduri. N-am văzut un Teodolit, un... Avem dirigente de șantier care să stea să supravieze lucrurile. Un reprezentant al primăriei să stea acolo, constructorul pe care știe reprezentant. Nu, 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 adică să nu șantier de răspunde. Lasă-mi voi să o răspund ca domnul Dar există dirigente de șantier. Vine, de câte ori l-am chemat, au venit. Nu cu tot chiar atunci au venit în oră. Coleg, împreună cu domnul vice, nu a fost zis, nu te duce de două, trei ori. De-am pus domnul și-a scos din țeapă și o pus nisip și sigur, chiar să dormim acolo nu putem. Dar încercăm și suntem... Suntem călare pe întâlnarea asta. Am zis să vadă nisipul, măcar să aducă. N-am văzut o lingură de nisip. Ai nisip? E nisipul de la așa dus la stație de sortare. De, mai are mult. Mai mălos. Mălos nu era, dar e un om viu, ce să mai zic de nisip. Nu am găsit niciodată din idee. Da. Și voi, ducându-mă pe la Ciobănuș, am văzut o grupă de copii. Mulți copii sunt acolo în zona către... Biserică, să certa cu lumea pe acolo, cu cetățenii din vecinii din jur, n-au unde să joace, ați făcut acel parchi, bălării. Copiii să joacă în asfalt. Am vorbit, domnul, am vorbit, da? Măi, ce să vedeți, dar nu ai vorbit și oficial. Măi, ce să vedeți, 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 dar trebuie amenajat, Să fac gardul mâine. Ei sunt de fapt așa. Domnul s-a promis la ședința anterioară că demarează proiectul pentru regularizare la Polacoa. Închis stradă. Atâția ani de zile. Da, nu s-a făcut nimic până acum. Eu știu că m-ați și sunat și aveți dreptate. Trebuie să fac. Dar trebuie să... Pe nu, dar... Dar faceți zile de comune, cine trebuie bani pentru... Pot la bani, nu? Bă, dar nu... 600 de bani așteptați zile de comune. Da? Domnul Jovrașu nu așteptați zile de comune. Ei, nu, dar să... 650 de bani, dar trebuie la zile de comune, facem documentația acolo, dacă nu. Și mă numai aia și câte, dar cum?
Avem casele de la Mogea zic izolate, sunt 15 familii acolo, izolate efectiv, acolo atât de trece cu roaba, cu lemni, pe punte. Când a urit cu ea, l-a scos pe punte, era să scape mortul, da. Zic eu, să cadă jos. Nu, are efectiv, de atâta e o punte impustă și în altă n-are cum trece. Da, mă, și noi suntem cu prinzele de fier în spate din tatăl până la asta. N-avem bani. Bun, și sunt șanse să... Trimit un reprezentant să vedem situația cu, cu gabioane, cu zidul de la Mântuia. Soluții pentru zidul la pot la parte. Ca să stabilim o soluție tehnică pentru lărgirea altă. Fă acum și când e să-l mă scutăm în față. De la Valea de Polanca, știți, casetele alea, unde a fost stația de apă pe Torul. Dar la suma de Cristi... A, așa, și trebuie de apă. Să vină se poate. Ba, da, o idee. Da? Avea ceva? Da. Mai are legătură cu... Nu, să replică, da, în vederea găsirii unei soluții tehnice de lărgire a albei. Nu că să spune că nu mai face adresa, nu mai face adresa. Da, bine, când vine, când termenul semnăm și dăm lucrurile. Trebuie să vină un reprezentant de la Serviciul de Gospodărie a Apelor, să ne dea o soluție tehnică, ei o să zic că nu avem bani și o băgăm la noi. În legătură cu poșta așa și de apă de viu, aș fost la... S-a făcut adresa de solicitare și așteptăm răspunsul. Da. Și mai ce am fost pus în vădare că mazarinii au cumpărat până la Cămărești și m-au pus ea să fost ca stații de apă. Și OMV-ul l-a spus la vânzare. Și nu știu cine a mai fost și mi-a spus că mai... Da, eu am făcut o vieță. Da. Teremul la primărie, am auzit la serviciu și am spus că poate... Nu e primărie, e zona primăriei. Zona. Până la pod, o să facem o hârtie la Consiliul Județean, dacă e vorba, până la pod, de la pod la strajă, normal nici n-ar ce căuta până la bucală, îi pune sub pod traseul, da? La mai lungit, așa. Pentru că, acum vă mai spun ceva, să se găsească și agentul economic care să se plimbe pentru trei oameni, pentru că elevii îi aduce microbuzul, îi duce microbuzul și atunci, nu știu. Da. Dar noi să solicităm, da. Da. Solicitat un pic, să ducă până la a joca până la pe casă. Tu îți duci o leacă de lucru, să ducă microbuzul. Dar are 300 de metri, ceva de 100 de metri. Are timp, are asfalt acolo, are tot timpul să ducă până la acolo, la pe casă. Pentru 3-400 de metri, n-are timp să ducă. A, eu am spus că acum aveam venit problemă, dar tot o fost discuție, dar o scos până de 7, iar. Și mai scoate. După, dintr-o discuție, mai scoate. Umblă goală. Adică ei se duc cu raportul lor de producție acolo la autoritatea rutieră, la Consiliul Județean, și vede câți călători, câte bilete, pe cursile are, are o situație. Da, dar trebuie să ne grijim ca pe drumul de comunale, ca oamenii să ajungă la... Trage mici, transport. Știi, se întâmplă că majoritatea se urcă la vecinul, la vărul, la... Să duce cealaltă mai bine cu 2 divane. Eu nu uiți în parte, că doar nu dă timpul. Eu doar nu uiți eu. Ca să se reducem, să reducă, să nu mai avem cheltuie. Uite că îl sun pe ăsta, zi mine, bine, ia să-mi faci. Că avem ceva să vezi eu. Nu. Atunci încerc să vedeți ceva să vedeți. Am avut participare. Vă mulțumesc, sănătate la toată. Mulțumesc.